Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Ne aflăm astăzi în fața unei expoziții extraordinare și spun un bun venit domnului Gradu, care a avut bunăvoința să accepte invitația noastră de a expune pe simezele Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Alături de mine se află domnul Alupoaie, care spun și dumneavoastră bine a venit, că nu ne-am văzut cam de mult ișor și mă bucur să-l văd din nou. Și pentru a continua, să zicem, lucrările acestui venisaj, o să-i dau cuvântul colegului Marian Antoniu, urmând să ne precizeze fiecare dintre domniile lor, una, autorul, să ne spună ce ne-a adus astăzi în fața noastră, colegului să ne spună câteva cuvinte despre această expoziție și, nu în ultimul rând, domnule Alupoaie să-și susțină prietenul la care a venit astăzi să-i vadă opera, nu? Și fost vasuia. Rămâne, dar măcar nu stă aici. Bine ați venit și totodată mulțumim pentru expoziția de culoare din jurul nostru. Bună ziua, un bun găsit și din partea mea în sala multimedia a Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Domnul profesor, domnule Gradu, domnule profesor Gheorghe Alupoaie, iată, deschidem astăzi expoziția personală de grafică de șevalet Exotica a domnului Dionise Gradu. Și prin aceasta facem o precizare că, iată, la mai bine de 10 ani a unei expoziții personale Gradu, numită Gradu 60, domnul profesor poposește din nou pe simezele Muzeului Județean cu o expoziție personală, o expoziție a unui ciclu de lucrări Exotica, alături de alte lucrări care vin să întregească această imagine frumoasă a unei expoziții suprarealiste. Trebuie făcut precizarea că pe întreaga activitate artistică a domnului profesor a avut constant această preocupare, dincolo de peisajul pe care de multe ori îl face în natură, mai ales în partidele de pescuit sau studiile și naturile statice pe care le face în atelier, compoziția în care forma se metamorfozează în aceste imagini ale imaginarului, formă care pleacă de la figurativ, dar este interpretată, susținută de o investigație a eu-ului și a trăirilor personale și intime, o formă care se metamorfozează, este consistentă și, iată, este compusă în aceste imagini datorită culorii, culoare pe care domnul profesor o așează cu instrumente dedicate, folosind batoanele atât de pastel cât și au creioane colorate. O strălucire dată de contrastul dintre fond și formă și un lucru migălos care scoate până la urmă în evidență frumusețea sufletului dumnealui. Așa cum am precizat, nu este prima expoziție personală la Muzeul Județean din Vaslui, de altfel nu este străin de domnul profesor de această instituție, pentru că încă de la înființare, în 1975, după terminarea studiilor universitare a domnului profesor, vine în cadrul muzeului la acel oficiu de patrimoniu ca muzeograf și își va continua activitatea inclusiv la catedră, atât în Vaslui, cât ulterior devenind titularul școlii de artă Nicolae Tonița din Bârlad. Și de-a lungul acestei cariere bogate în expoziții personale, bogate în participări de grup importante, atât în Vaslui și Bârlad, cât și în Iași și București, a fost prezent, deci, pe simeza Muzeului Județean. O să-i dau cuvântul mai departe
prietenului profesorului Dionisie Gradu, domnul profesor și sculptor Gheorghe Alupaie, pentru a ne spune câteva gânduri legate de, de domnul Gradu. Constat că am multe elemente din viața mea, ca și domnul Gradu. Domnul Gradu a fost vasluian și acum este bârlădean. Eu și l-am cunoscut deci pe domnul Gradu pe vremea când era aici în Vaslui. Eu de pe venisem în Vaslui și am fost prezent la expozițiile la care a și expus. Constat că de atunci, și sunt ani mulți, de atunci și până acum, graficianul Dionisie Gheorghe Gradu și-a consolidat stilul. Este un anume stil care nu poate fi confundat cu operă grafică a nici unui alt grafician. S-a spus aici despre un contrast foarte interesant între fundalul tabloului și elementele de substanță ale respectivului tablou și constat că acest lucru este foarte evident la fiecare lucrare, de unde se poate înțelege că aici este și influența pictorului Gradu asupra graficianului Gradu. Deci fondul are un rol fantastic de important pentru expresivitate. Mi-am permis de-a lungul anilor să fac portrete grafice personajelor și persoanelor cu care am relaționat. Și au apărut vreo 6 volume intitulate Semne grafice de recunoștință. Îmi permit numai să citesc o pagină despre maestrul Gradu, scris cândva, cu mulți ani în urmă. Și o să mă opresc de fiecare dată să comentez câte ceva din expoziție. Așa cum se știe, s-a născut în anul 1951 la Bârlad. A fost student al Facultății de Arte Plastice, afiliatul Universității al Icuza Iași, absolvent în 1974. Dionisie Gradu a funcționat o vreme ca profesor la și întâmplător al unui cer de creație la Vaslui, apoi s-a transferat la Școala de Muzică și Arte Plastice Nicolae Tonița din Bârlad. Apropo de asta, am fost și eu profesor la acea școală din Bârlad și mă mândresc cu faptul că unii foști elevi de-ai mei s-au realizat în artele plastice, fie în sculptură, fie în grafică sau pictură. Un rol de creator, Dionisie practică o pictură mai fluidă, cu transparențe și specifice culorilor de apă. Nu rare ori tablourile sale devin opere de grafică în culoare. Deci asta se întâmpla atunci. Acum vedem că este chiar grafică colorată. Deseori, natura îi servește drept pretext de construcții simbolice și evidențieri de mesaje semantice sau artistice subtile, ceea ce se vede, se simte și acum, așa, ale căror descifrări se sprijină pe o largă cunoaștere a fenomenelor lumii și a cunoașterii vieții. Deci pornește tot de la o realitate. Gradu este bun prieten cu pictorul Eugen Niștene, da? Da. Așa, da. Ce vreau să spun, m-am notat aici. Seamănă cam cu perechea de artiști interbelici Teodor Paladi și Gheorghe Petrașcu. Un Teodor Paladi, fără să facem chiar comparații, este Gradu. Și Gheorghe Petrașcu, mai suculent,
mai pascuos, așa, imită într-un fel pe Gheorghe Petrașcă. Majoritatea expozițiilor sau pe care, la care a participat, le întâlnim în Vaslui, la Bârlad și la Iași, cam în aceste orașe. Lucrările lui se mai află în străinătate și anume în Statele Unite, în Canada, Franța, Germania, Italia și profesor și mai multe alte state. Mulți dintre elevii care au studiat sub urmarea lui Dionisie s-au realizat ca artiști deja cunoscuți în arealurile artistice, plastice, ale țării. Am ținut să citesc lucrurile acestea pentru că, de fapt, cam acestea le găsim și acum la expoziția actuală. Cartea m-a încurcat pentru că trebuie să zicem asta mai bine. Am fost sâmbătă aici să văd expoziția și rămân la părerea că este nevoie pentru descifrarea mesajelor, lucrărilor, este nevoie de o anume cunoaștere a diverselor fenomene și a momentelor de viață pe care le-am trăit noi pentru a face comparație cu ceea ce a prezentat graficianul Dionisie Dragă. Că altfel este dificil să înțelegem ce a vrut să reprezinte. Are o anumită filozofie toată grafica lui. Cam asta este ceea ce aș putea spune eu despre Dionisie Dragă. Culoarea este element extrem de important la el, la grafica lui, pentru că niciodată nu o să se găsească vreo pată de culoare care să deranjeze cumva. Este totul ținut sub impresia unei armonii perfecte, deosebite. M-a impresionat sâmbătă când am venit aici și am văzut expoziția și am simțit că Dionisie Gradu, mi se pare că nu este membru la UAP, ar fi meritat de multă vreme să fie primit în UAP. Asta este la fel și pictorul Eugen Iftene, un pictor deosebit, un om deosebit de serios și un pictor deosebit. Amândoi au rămas fără acest titlu. Dar cine știe, poate că ceva se va întâmpla de aici înainte. Felicit pentru ceea ce a făcut și urez succes în continuare. Mulțumesc! Domnule profesor, deci iată că dincolo de forma pe care dumneavoastră, pornind de la figurativ, o interpretați, folosiți introspecția, ajungând la aceste compoziții filozofice. Vă rog să ne vorbiți despre un pic despre calitatea. Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor, bine v-am regăsit, dragi prieteni, în începuturile mele sunt Vasluia. Astăzi, când veneam în pace spre muzeu, încercam să trec în revistă principalele etape ale existenței mele ca vasluian. Și am revăzut locuri de care sunt legat sentimental și unul din aceste locuri este Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, unde am început cariera ca tânăr muzeograf conservator la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural. Îmi amintesc că pe vremea aceea era director domnul Popescu, bine zis, să-l odihnească, și una din primele lucrări, așa, care a și fost expusă, bine, a rămas în colecția
Popescu, dacă are colecție, nu știu, un portret care se intitula Număr cai când vor câini. O chestie așa, pornind de la portretul respectiv și mers la interpretările suprarealiste ale mele. Pentru că asta mi-e trăsătura de bază, suprarealismul. Mai fac și, mă rog să spunem așa, câte un peisaj, da, un portret, dar asta e extrem de rar și numai așa să mai iluminez paleta. Deci pentru a diversifica. Suprarealism a la gradul. Ce mai am să vă mai spun? Eu de fiecare dată când intru într-o galerie de artă, într-o sală de expoziții, indiferent dacă este în cadrul muzeului sau, mă rog, galerie de artă, prefer să am un scaun și liniște. Un scaun pe care să stau și să admir o bucată de timp ceea ce văd și să fac o analiză la rece și într-o poziție comodă. Asta mi-amintește de o lucrare lui Degas intitulată Maestru de Balet, în care maestru de balet stă sprijinit într-un baston, iar balerinele exersează, dacă vă mai amintiți, domnul profesor, așa. E, exact în acea postură a maestrului de balet, să stau pe un scaun, nu sprijinit într-un baston, că sunt viguros, după cum vedeți, așa, și să admir. Bănuiesc că și dumneavoastră vreți să faceți același lucru. Și vă dau sfatul prietenesc, să veniți în sala de expoziții, fie jos la intrare, am văzut că aveți o lucrare expozițională, așa, puțin tel cam desuietă, după părerea mea, pentru că este vorba de un neoclasicism acolo. E, neoclasicismul cu suprarealismul e cam o diferență de câteva, de câțiva zeci de ani în istoria artei. Câțiva zeci de ani. Da. Dar asta este situația, da. Suprarealismul meu, eu zic că nu bate, nu are atingere cu alt autor. Dacă este cumva, am cer iertare, dar asta este pură întâmplare. Deci nu miroase nici a Dalí, nici a Max Ernst, nici Ibtain, nici așa mai departe, toți pictorii suprarealiști pe care s-au Sabin Bălașa de la noi, și așa mai departe. Deci Dionisie Gradu, 100%, cum spunea domnul director, Dumnezeu să vă odihnească, iarăși, Popescu, Dionisie Gradu, care speria bătat. S-a mutat lângă Brodor. Da. Ia câtă aproape 50 de ani de când s-au petrecut acele vreme. Da. Nu pot decât să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna director, că m-ați acceptat. Așa, de asemenea, domnului zoograf Antoniu, că sărmanul o facem când o facem, cum o facem, cât aveți. Eu puteam să vin, umpleam sala de jos și mai rămâne acolo ceva. E bine de știut. Dar nu e nicio problemă. Când o să faceți 50 de ani de artă. Da? Perfect, să rămână. Dacă tot ați amintit, e păcat să nu facem. Da. Deci, nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută și să fiți îngăduitor cu moș Dionisie Gradu. Asta este. De acum, naravă de înfire n-are necuire. Dar să știți că nu mă apropii de scurt. Da. Asta este Gradul de pe primea cam am desenat. Dar avea deja părul 7. Da.
E un băiat bun, am precărăsă, da, așa, și dacă mă pot arăta și mustața e la fel, adică nu se pune problema, de fapt am un autoportret, un colaj acolo, așa, în care se vede clar, deci nu este nimic neautentic. Da, se întâmplă ceva cu acesta, dar nu din cauza mea, să știți că n-am venit în licitație statică. În concluzie, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit și vă mai aștept și la Berlan. Intenționăm să mai facem expoziții și vă invit și pe dumneavoastră. Dacă dintre dumneavoastră sunt creatori în Ale Frumosului, vă rog veniți la galeriile, dar mă iertați că trebuie să fac o invitație. Deci veniți la galeriile de artă din Bârlad și expuneți cu toată plăcerea. Oricând vă găsim loc și loc în timp. Spațiu este, slavă Domnului. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, la rândul nostru. E bine să știu că mai funcționează acele galerii, pentru că a fost o perioadă când se blocase activitatea acolo și e mare lucru că s-a rezolvat. Și tot bine este că trebuie să căutați loc în timp și nu în spațiu, pentru că înseamnă că este dorință și... Eu ce să vă spun, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru, eu știu, această expoziție minunată pe care ne-ați pus-o la dispoziție. Este, într-adevăr, o expoziție de culoare, mie așa mi s-a părut, și un deconstructivism al sufletului dumneavoastră pus în fiecare și fiecare părticică din rezultată din acea deconstrucție pusă în fiecare operă pe care dumneavoastră ați pus-o pe, ați adus-o să o așezăm pe sumegele noastre. Eu așa am văzut-o, ca pe o construcție și o deconstrucție ulterioară. Nu mai spun de culoare care, într-adevăr, fiecare culoare, fiecare pată de culoare este la locul ei, nu este nici deranjantă, nu este nici agresivă, nu este nici dorința aceea de a întoarce, eu știu, a vedea altceva decât își dorește autorul, pentru că întotdeauna, atunci când este vorba de suprarealism, fiecare dintre noi poate să vadă orice altceva decât a văzut autorul sau orice altceva decât vede celălalt de lângă noi. De aceea este puțin mai dificil pentru o persoană care nu este foarte obișnuită cu lucrările de acest tip să vadă, cu ghilimele de rigoare, ceea ce ați dorit dumneavoastră să exprimați în o anumită lucrare. În orice caz, vreau să revin la mulțumiri către domnul profesor Alupai, care este întotdeauna alături de muzeu și întotdeauna alături de noi. Iar pe dumneavoastră, așa cum, dacă tot am aflat acest lucru, când o să fie acel 50 de ani, pentru că este o vârstă importantă, refer la nivel profesional, pentru că este mare lucru să ajungi la acest număr de ani și să-ți fi păstrat stilul până la momentul respectiv, atunci când se va împlini, când va veni vremea, să facem o expoziție, eu știu, ca un traseu al... Evoluția. Da. Ca o evoluție a artistului Ionisie Grau. Și atunci vă așteptăm cu tot dragul să ne treceți pragul, încep să a fost așa... Să veniți, să facem împreună acest eveniment în așa fel încât să fie o sărbătoare pentru dumneavoastră, pentru noi și pentru prietenii care vă înconjoară. Încă o dată mulțumiri și dumneavoastră vă invităm, pe dumneavoastră vă invităm să ne treceți pragul pentru a vizualiza expoziția noastră permanentă și nu numai, să intrați în sala multimedia pentru a vă bucura de această expoziție care este unică. Mulțumim, vă dorim o zi bună și vă așteptăm la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui.